Spuneți-ne cum se pregătește școala gimnazială din Dumbrăvița pentru noul an școlar. Ne pregătim atât din punct de vedere material cât și spiritual. Din punct de vedere material au fost efectuate o serie de reparații curente, zugrăveli, igienizare, s-au făcut lucrări de reparații la gardul împrejmuitor al școlii, primăria ne-a achiziționat două clase modulare, a fost reparat mobilierul școlar, grupurile sanitare. Unde sunt amplasate mai exact noile clase? Cele două clase modulare sunt amplasate în curtea școlii, exact lângă sala de evenimente. Ce capacitate au? Suprafața unei clase este de 70 de metri pătrați în care vor intra aproximativ 30 de elevi. Spuneți-ne când începe noul an școlar și la ce oră? Deschiderea festivă a noului an școlar 2017-2018 va avea loc luni 11 septembrie, începând cu ora 8:30 în curtea școlii. Alte noutăți mai aveți să ne spuneți despre noul an școlar? Da, noul an școlar 2017-2018 este o provocare atât pentru noi cât și pentru elevii școlii noastre. Au fost unele modificări de legislație, la clasele a 5 au fost introduse noile programe școlare, sunt unele modificări, mai așteptăm încă manuale să mai vină, dar ne vom adapta și pe parcursul anului școlar. Câte clase de clasă pregătitoare aveți în acest an? În acest an școlar vor începe 4 clase pregătitoare la secția română. Este anul în care am mai depășit o bornă. Avem peste 900 de copii cuprinși în școală și în grădinița din Dumbrăvița.